kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath Salut și bine vin la episodul de astăzi, unde după cum vestem în garaj și dăm un pic apa la o parte pentru că a plouat prin tavan, n-am ce să-i fac din păcate. Mai durează un pic până când punem și pe și acoperiș, așa că dăm un pic apa la o parte pentru că placa evident a fost turnată dreaptă, n-ai ce să-i faci, așa se mai întâmplă. Despre ce vorbim astăzi mai exact? Păi vorbim despre mașinuță. Avem o veste bună și una proastă. Vestea bună este faptul că nu s-a vândut, vestea proastă este faptul că nu s-a vândut. Și de ce spun asta? Pentru simplu fapt că vestea proastă este că nu s-a vândut pentru că îmi doream să se vândă ca să obțin banii respectiv și să fac ceva cu ei, să pot să fac vara asta ceva. Iar vestea bună este că nu s-a vândut, că pot să o mai păstrez pe canal și să mă mai plim cu ea și să mai fac diverse excursii și experiențe. Evident asta bineînțeles după ce îmi recuperez permisul, adică începând cu 15 iulie. Am o întrebare este de ce nu s-a vândut. Pe păi hai să descriem mai întâi un pic mașina. În primul rând, Golf 7 2019, cum ar spune cineva prin comentarii, interior din cârpă, că de n-am avut bani de piele. Așa, navigație destul de mare și frumoasă, cu navigație originală, Android Auto sau CarPlay, plus meniu pentru setările mașinii comenz vocale, bluetooth pentru telefon, wireless ca să te conectezi și să verifice mașina diverse chestii și alte nebunii, comenzi pe volan cu pilot automat, padele pe spate pentru minus plus pentru a schimba, a, faruri din păcate nu sunt decât manuale, nu sunt a, automate, Bordul este analogic, însă are un ecran destul de șmecheraș în mijloc acolo, care îți arată suficiente informații airbag-uri destul de multe pe aici nu mă pricep să spun exact că n-am stat să le număr și să văd care cum sunt, însă sunt suficiente ca să scapi cu viață în caz de ai nevoie Oglinzi electrice, dar doar reglabile, nu, nu rabatabile geamuri electrice față-spate Cam asta ar fi de spus important, nu? Front assist, bineînțeles, care te ajută foarte bine să nu lovești mașina în cazul în care cel din fața ta face diverse chestii sau în cazul în care îți are un copil în față, o mașină, chestii de genul ăsta, te oprește și îți uh, salvează jucăria. Plus senzor parcare față-spate, fără cameră, dar se poate pune o cameră destul de ușor, am văzut, nu este foarte scumpă, trebuie doar să o cumperi pe original, asta e tot ce contează, ca să se potrivească cu uh, a navigația mașinii. Da, nu știu să mai zic exact ce dotări mai are și cum mai are, cotieră față frână de mână electronică plus autohol care este foarte bun. Cea mai mecheră chestie pe care am observat-o de-a lungul timpului cât am stat cu mașina, faptul că te oprești la semafor, semafor, apeși pe frână și mașina stă pe loc, nu pleacă, nu trebuie să stai cu piciorul pe frână. Asta este o chestie super mișto, mai ales dacă ești obișnuit de la manuală cu chestia asta. Am văzut cutii automate în care dacă te oprești la semafor trebuie să ții piciorul în continuare pe frână, altfel mașina n-a considerat că trebuie să se miște mai departe, chiar dacă are autohold din câte am observat. Nu, acum întrebarea este de ce nu s-a vândut? Păi nu s-a vândut pentru că n-a venit cumpărătorul potrivit la ea, în sensul că v a sunat unul că i s-a lovit mașina și că are nevoie de o mașină, dar nu are cu ce să vină și nu știe cum să facă să vină să o vadă, mai ales că eu eram dispus să o văd după ce-mi terminam eu munca mea, așa, sau un weekend. Na, da ce să-i fac asta este plus că mi-a comparat mașina cu un anunț ceva mai ieftin care nu avea navigația asta, nu avea kilometri mei, avea mai mulți apropiat de 200 de mii, nu mai știu exact cât și costa cu vreo 700 de euro mai puțin sau ceva de genul ăsta în momentul în care o aveam eu atunci pusă la vânzare și a sunat persoana respectivă. Ai spune că ar fi fost prețul de vină. Băi, sincer, nu a fost prețul de vină. Și de ce spun asta? Pentru că pe manuală, da, o găsești și pe la 9000 de euro, ceva de genul ăsta, cu foarte mulți kilometri și alte nebunii. Însă pe automată, dacă te respecti și cauți ceva de calitate, o să vezi că prețul este greu să-l găsești la 11500. Știi, sunt doar cei care s-au plictisit să tot aștepte să vândă mașina, pentru că nu vine nimeni să le o cumpere și aceia reduc prețul și scad sub 12.000 de euro. Însă pe București, cel puțin în momentul în care am pus-o eu la m-am uitat pe OLX să văd care sunt diferențele și de unde începe prețul și unde se termină și am observat că începând cu 2018 sau mai nou, motor de 1.6, cutia automată, dotările cam la fel și kilometrajul la fel, începea lejer de pe la 12.000, poate hai 11.700 ceva de genul ăsta iar cea mai scumpă ajungea pe la 13, 14, 15 mii, depinde de situație și depinde ce dotări mai avea sau ce motorizare mai avea, în funcție de situație, da? Și evident în funcție de kilometri, pentru că toată lumea cumpără bazat pe kilometri. Așa că prețul meu inițial de 12.500 a fost undeva în partea de mijloc spre jos, cam asta a fost ce am observat eu. Mai erau vreo 3-4 anunțuri mai ieftine și vreo 4-5-6 mai scumpe. Așa că pot să zic că a fost un preț de mijloc, nu voiam să o vând fix din prima și nu voiam să o vând către cineva care vrea să cumpere o chestie ieftină și să plece cu ea acasă, ci mă interesa să o vând către cineva care își dorea o mașină care să fie o Okay. evident că după câteva săptămâni am scăzut prețul și în două luni de zile am ajuns de la 12.500 la 12.000 de euro și au fost câteva persoane care au sunat, unul voia să cumpere și era interesat să cumpere, dar a auzit el ban stânga, ban dreapta, probabil că se referau la oglinzi, nu știu sigur, sau la oameni, nu-mi dau seama, că vezi domne, cutia de viteză automată este problematică, este stricăcioasă, este nu știu cum. I-am zis domne... Nu pot să spun nici că da, nici că nu. Pentru mine cutia de viteză automată a fost ok, când am cumpărat-o am verificat mașina că schimbă treptele în regulă, că nu s-a și că nu se simte nicio problemă și pentru mine asta a fost un semn că este în regulă. Am mers cu mașina ok, am avut totul în regulă și pot să spun că dacă o conduci cu grijă și nu ești genul care pur și simplu stă la semafor și când se face verde este precum în cursă, și îi dă talpă să se ducă de nebun peste tot și o ține constant accelerat și forjată, poți să ai cutia de viteze foarte bine, mult timp și fără probleme și chiar și fără să-i schimbi uleiul din fabrică. Da, și omului era frică de chestia asta că dacă își cumpără, că e prima lui cutia automată, dacă și o cumpără, ce și cum va face și de ce îi este teamă, de aia se sperie cel mai tare. Așa că i-am spus, na, dacă ți-e frică, rămâi pe manual, n-am ce să-ți fac, încă nu ești pregătit să faci pasul respectiv. Apoi am mai avut pe unul care chiar voia să cumpere mașină și îi plăcea foarte mult anunțul meu, însă din păcate a citit el în anunț acolo și i-a spus lui un mecanic că trebuie să fugă de mașinile cu ad blue. Păi, na, ce pot să spun? În cel mai rău caz ad blue se poate anula din calculator cu câțiva lei, iar în cazul în care îți pasă de natură și de tot ceea ce înseamnă salvarea planetei, îl repar și este în regulă. Faza este că da, la noi au venit destul de multe mașini din afară care au avut în perioada când s-a lansat AdBlue, că nu mai țin minte, dar oricum între 2014 și 2017 au venit mașini cu generații noi de AdBlue și au avut ceva probleme cu ele și din cauza aia acum toată lumea fuge de AdBlue. Dacă te uiți pur și simplu un anunțuri, o să vezi fără ad blue. Adică este un avantaj că nu-l are pentru că nu se strică și știi cum e vorba aia. Nu ți iei mașină cu foarte multe dotări pentru că există posibilitatea să se strice. Așa dacă este să na, se strică și mașina ca atare pur și simplu. Poți să te strici tu când te dai jos din pat. Ce să mai spui? I-am spus omului la fel, mașina are 5 ani de zile, sistemul de AdBlue este original și nu a făcut până acum nicio problemă și nici nu a dat niciun semn că face probleme. Trebuie să-i cumpărat AdBlue pentru că mai am vreo 3 4000 mii de kilometri sau ceva de genul ăsta. Uh, I-am cumpărat o singură dată Volkswagen ceva de genul ăsta AdBlue nu știu cum, adică pe original. Și am completat cu 10 litri de când am cumpărat-o și m-a ținut până acum fără nicio problemă undeva la... 15.000 de kilometri, cred că lejer ceva de genul ăsta, pentru că cu mașina am undeva în total la 23-25.000 maxim. Așa că na, cam astea sunt fricile oamenilor. Apoi bineînțeles vin cei pretențioși în care nici măcar nu vor să vadă mașina, nici măcar nu vor să știe nimic despre mașină, vor doar pur și simplu să știe seria de caroserie a mașinii, vinul. De ce le trebuie vinul? pentru că au auzit ei pe internet că dacă intri frumos pe Google și scrii car vertical, o să primești un raport în care spune ce și cum s-a întâmplat cu mașina. Și o interesează foarte mult să știe dacă sunt kilometri dați înapoi și dacă a avut accidente. Faza este că lumea nu se pricepe de niciun fel la accidente și nu știe ce înseamnă exact ceea ce scrie acolo. Pentru că informațiile respective sunt, din ce am văzut, și eronate, dar și bune în țările calde, dacă te uiți pe videoclipuri, o să vezi că îți apar chiar și poze cu mașinile lovite și chestii de genul ăsta. Faza este că reparațiile într-un serviciu pe asigurare au un anumit preț. Uite, spre exemplu, am avut o situație în care mașina lor mea a fost un pic atinsă și am ajuns undeva la 2000 de euro cu toate piesele și cu toate chestiile cumpărate ca atare, iar mașina mea care a fost lovită cam la fel, dar mult mai puțin, mult mai puține chestii afectate pe ea, a fost mult mai scumpă, undeva la dublu, adică vreo 4.000 spre 5.000 de euro a fost reparația. Când o să auzi așa ceva o să spui, mamă, băi frate, pe mașina costă 12.000 și ți-a ți reparat-o cu 5.000, înseamnă că jumate din mașina ta a costat reparația și că este o mașină varză și distrusă și toate cele. Ei, hop, stai, 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 stai puțin așa. Hai să o luăm pe rând. Știi cât costă o bară de Volkswagen? La Volkswagen. Sau mă rog, de unde o cumpără uh, servisul respectiv. Știi cât costă? Știi cât costă o oră de manoperă într-un servis de genul ăsta care face pe uh, asigurare reparațiile? Păi, din ce am văzut în uh, dosarul meu, o oră de manoperă a costat 100 de euro plus TVA sau ceva de genul ăsta pe acolo. Dar oricum, punem 100 de euro ora de reparație. Cât a costat vopsitul? Ai, pentru bară și pentru aripă, că astea au fost singurele piese care au fost vopsite pe mașină, pentru că au fost înlocuite cu piese originale, au costat cu tot cu TVA și cu toate cele din ce mi-aduc aminte bine, 3800 de lei. Da, ai auzit bine asta înseamnă că este foarte mult, sincer, pentru că dacă te duci la un serviciu de cartier sau la un vopsitor, te costă 500 de lei până la 700-800 de lei într-un serviciu care nu-ți dă factură sau chestii de genul ăsta și îți spune că ți face mai ieftin cam asta este diferența. Eu, spre exemplu, la același top lac unde am fost, am întrebat, domne, am și-o câteva puncte pe capotă și mie că o să crească pe urmă rugina și chestii de genul ăsta, cât m-ar costa să-mi vopsești capota având în vedere cum arată? Și tot ce trebuia capote să-i facă era doar să o șlefuiască un pic, să curețe un pic pe aici pe acolo și pe urmă să o vopsească. Ai spune că pentru un vopsitor priceput ar fi fost o treabă de câteva ore de făcut faza asta. Însă prețul manoperei 400 de euro. Păi frate, dar cum 400 de euro? Păi 400 de euro pentru o capotă ca să ți-o vopsească. Și -așa, așa se adună banii de aici, de colo, tragând pentru fiecare chestie, se adună și ajungi la o sumă mare, pentru că bineînțeles este făcută pe asigurare și cumva servisurile jupoaie asigurările pe prețuri puse mult mai mari. Nu, no, scurt, în astea două luni de zile am avut anunțul pus pe OLX, Autovit, la jumătate și Publi24. Cum s-au manifestat site-urile astea? Păi în felul următor, Publi24 a adunat foarte multe numere de telefon, undeva la 10, când spun foarte multe, mă refer față de celelalte, nu te gândi la prostii gen 100 de numere de telefon și alte nebuni. și vizualizări undeva la 150 sau ceva de genul ăsta, fără promovare, fără nimica, probabil că au sunat vreo două persoane de acolo, deci și-a făcut treaba, a fost bun. Apoi avem la jumătate.ro, care pune și pe cars vertical, și ghișe nu îți prezintă câte vizualizări are anunțul, nu îți prezintă niciun detaliu despre chestia asta statistici. Poate dacă cumperi promovare la ei, dar nu m-am uitat și nu am văzut și nici nu m-a interesat. Așa, apoi autovitu. Am luat cel mai ieftin pachet pentru 15 zile, nu mai știu cât costă acum, dar este între 50 și 100 de lei. Și a avut maxim 100 de vizualizări sau ceva de genul ăsta și au o funcție care să-ți ia ochii, a apărut în căutări adică nu s-a uitat la ea, dar a apărut în căutările lor, a mie egal cu 0, undeva la 1000 de căutări sau de afișări, mă rog, a fost acolo prezentă, dar nu s-a uitat nimeni la ea. Asta ca să-ți facă o idee că vezi, domne, a apărut în căutările cuiva și nu s-a uitat la ea. Și ca să-ți dai seama dacă e o mașină bună sau nu, sau dacă nu este prețul bun, chestii de genul ăsta, ține de statistică, dacă ești expert în statistică o să înțelegi mai bine, dacă nu o să te uiți la fel ca mine și o să zici, da, nu mă interesează. Apoi OLX-ul, unde am plătit uh, o promovare inițial de 7 zile și a trebui, ar fi trebuit să fac direct din prima de o lună de zile, pentru că era cu reducere. Așa că data următoare am plătit preț întreg și am făcut o lună de zile promovare. Este bine să promovezi, nu este bine să promovezi? Bă, este greu de spus, sincer. De ce? Pentru că dacă promovezi, atragi mai multe priviri și faza este ca atra și priviri nedorite, în sensul că oameni superficial care se uită doar la un raport car vertical sau la alte prostii sau stai că nu are jante nu știu de care stai că nu are interior de piele stai că nu știu ce nebunii de genul ăsta, chestii care vrei să le eviți de preferat pentru că nu te interesează faza asta și adică te sună unul și te întreabă ești primul proprietar? Ești al treilea proprietar? A, da ce nasol, credeam că ești primul proprietar. Fiecare cu pretențiile da, este bine să treci anumite detalii în descriere ca să evit situații de genul ăsta. Do, și olx a ajuns până la 1500 de vizualizări din câte mi-aduc în două luni de zile cu promovare cu tot, pentru că dacă nu aveam promovare, probabil că era mai jos. Și aici e faza că dacă nu-i faci promovare, atragi doar persoanele care sunt interesate sau care dau, anunțul pentru, dau, de, dau, peste anunțul tău pentru că caută ceva asemănător. Da? Adică dacă o pui la promovate, o să-ți apară mereu un top și o să-ți apară mereu printre alte mașini, iar lumea, chiar dacă nu este decisă, zice bă, ia să mă uiți la mașina asta, da, uite, pare drăguț așa din poze, dar eu caut altceva, dar hai să mă uit. Ca dovadă am avut pe cineva care avea buget între 8.000 și 12.000 și voia să cumpere sincer la 8.000 de euro, dar a văzut anunțul meu și a zis hai să încerc la 12.000 să văd ce se întâmplă și cum se întâmplă. A, dar stai care ad blue și nu, 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 nu vreau cu ad blue, eu încă vreau la 8.000 de euro. Nu, no, n-am mai cumpărat. I-am spus ce și cum mi am dat anunțul să vorbească cu mecanicul. Mecanicul probabil că i-a spus, nu-ți cumpăra, bă, că nu sunt bune, mai ai răbdare până că ad blu, mai, mai, mai încolo când o dispărea. cumpără frate, pe benzină atunci și lasă-mă pace să vezi ce probleme au și benzinarele. <laughs> Da. Și cam asta este povestea. Mașinuța nu s-a vândut încă, mai durează un pic până când se va vinde, în sensul că o vom păstra încă jumătate de an și poate la iarnă o să o pun liniștit tot pe la un 12.000 de euro sau văd care va fi piața atunci și voi încerca atunci să o vând pe timpul iernii și dacă se va vinde până în primăvară va fi bine, dacă nu vom lăsa anunțul acolo până când va veni cineva care să fie interesat. Faza este că piața este ciudată rău de tot. Am mai vorbit și cu alte persoane care aveau mașini la vânzări și la vânzare, pardon. Și am observat că venea foarte multă lume se uita, îmi arătase unul mesaj chiar că uh, i-a trimis mesaj pe WhatsApp că a convins o și pe soție și că cumpără mașina și că vine să o cumpere. N-a mai venit. Că s-a mai uitat până și a mai găsit altă mașină. Și asta este problema cea mai mare cu oamenii în general, atât cu mașini, cât și cu orice alte obiecte, și la fel și în relații. Consideră că au foarte multe opțiuni și că au de unde alege, și se duc să caute cât mai mult și nu mai se hotărăsc la o anumită mașină și să spună că vor să o cumpere, și că durează mult mai mult procesul de căutare pentru că ai foarte mult de unde să alegi. Problema este că Depinde foarte mult de ce și cum alegi, în sensul că, dacă alegi o mașină care să fie bună tehnic și să-ți faci treaba cu ea, atunci e ușor. Sunt puține mașini de genul ăsta, pentru că majoritatea sunt. Uh, lovite pe aici, pe acolo, chiar dacă s-a dus de afară, fără nicio problemă, au un istoric în care poate au fost atinse un pic, chestii de genul ăsta, sau au mulți kilometri sau alte nebunii. Și lumea se uită mai întâi superficial, în sensul că analizează anunțul, vede dacă are numărul de kilometri care interesează pe ei și dacă cumva e o mașină peste 100 sau peste 200 de mii de kilometri, a, păi să te ții, frății, nu mai cumpără nimeni sau dacă cumpără cineva îți spune, na, păi nu mai are mașina viață ea care are 200.000 de, de kilometri. Boi Gogule, dacă are peste 200.000 de, de kilometri și nu mai are viață în ea, de ce vrei să o cumperi? A, că e mai ieftină. Păi stai că nu mai are viață în ea. Îți asum riscul? Ești dispus să-ți asumi riscul ăla? Tu te frate și cumpără o paia de 100.000 de kilometri dacă ești dispus să-ți asumi riscul ăla. Nu, serios. Nu veni la aia de 200.000 de, de kilometri doar ca să-i faci prețul mai mic și să-i mai spui și eu lui ea că nu mai are viață în ea mașina. Serios, acum nu-i frumos, bate la obraz. Dă și cel mai important este să nu te grăbești când vrei să vinzi o mașină. Mm -mm, nu te grăbi. Las-o să se vândă când o fie. Eu am renunțat să o mai pun la vânzare pentru că mi expirase și asigurarea, nu am nici acum permis și uh, nu-și are rostul. După cum vezi, am adus-o în curte la ai mei, o țin aici, i-am făcut asigurare, bineînțeles, cu 100 de lei mai scump decât dacă făceam în momentul în care a expirat, ghinion. Și o scot din când în când, o duc până la spălătorie, mai dau o tură prin sat pe aici cu ea, bineînțeles nu eu la volan, ci în partea dreaptă, pentru că na, așa se face. Și aștept să îmi recuperez permisul și să ies prima oară la drum, duc cum vezi, stau în mașină și mă bucur de mașinuța mea, pentru că este doar a mea, momentan. Pe viitor va fi a altcuiva, dar mai este până acolo. Ce vom face cu mașinuța, pentru că avem ceva planuri de făcut cu mașina? vreau să o pun pe butuci și să dau jos în primul rând amortizorul de pe dreapta cu totul și să mă uit la el să văd cum arată. Cred că o să încerc astăzi, nu știu sigur, vedem ce și cum iese în funcție de situație și aș vrea și păsa de pe stânga să-l dau jos mă gândesc că în cel mai rău caz, în funcție de ce voi descoperi acolo, să cumpăr rulmentul și flanșa de sus și să le schimb. Și vreau să mă uit să văd, am observat că nu este doar la mine o problemă, ci este la modul general o problemă, în sensul că în momentul în care rotești stânga-dreapta de volan la cursă maximă, se poate auzi un zgomot. Depinde de problemă. Poate să fie dintr-o parte, poate să fie dintr-alta. Ce am observat în momentul în care se umblă la arcuri, de exemplu, dacă nu sunt montate corect, în momentul în care răsuce stânga-dreapta, se aude un zgomot din partea arculor pentru că se mișcă arcul. Nu am înțeles exact de ce și cum se întâmplă chestia asta, însă asta am observat. Poate să fie evident un joc din partea capetelor de bară sau casete de direcție sau alte nebunii în funcție de ce problema are. Eu am observat și m-am uitat un pic și am observat că este cam același, mă repet, dar na, încerc să adun ideile și ce vreau să spun mai bine. Și ar putea să fie ceva de pe acolo și pentru că ar fi un videoclip foarte bun în care să demontăm mașina, ar merita să facem acest videoclip. Ar mai fi ceva ce voiam să mai fac, să dau bara față jos, dar după aia mi-am adus aminte de o chestie. Am front assist care este montat în emblema de pe bară. Se poate da foarte ușor jos, nu-i problemă, însă faza este că dacă lași bateria conectată pe mașină, senzorul ăla și-o sau o chestii de genul ăsta, că mai mult ca sigur la mine asta s-a întâmplat, mașina a fost pornită în momentul în care nu avea bara pusă, uh, senzorul ăla se decalibrează și e sol pentru că pe urmă trebuie să dai vreo 5 600 de lei să calibrezi. Dacă știam chestia asta, mă duceam și mi-o făceau cei de la service, dar pentru că mi-a apărut după foarte mult timp, pentru că nu am făcut kilometri imediat, mi-a apărut după vreo 2-3 luni de zile și n-am mai avut cum să le mai bat obrazul că băi, ați pornit mașina când era bara demontată și din cauza aia. Se asta este, m-a costat 500 de lei pe atunci că a fost de sărbători și am avut noroc. Uh, ce pot să spun? O să încercăm să vedem ce iese, după cum bine știi nu sunt mecanic și nu mă pricep la mecanică, fac totul doar ca un amator care îi place să desmembreze și să asambleze diverse chestii Hai, mă duc să mă apuc de treabă și ce pot să spun? Ne vorbim în episodul viitor Îți mulțumesc că ai venit și te-ai uitat până la capă și ai văzut videoclipul în care am vorbit de ce nu am vândut golful și de ce m-am decis să rămân cu el. Pentru simplu fapt că vreau să mă pregătesc să fac câteva videoclipuri cu el și sper eu să reușesc să fac o excursie prin septembrie, dacă nu mă înșel. Unde o să mă duc exact, nu știu, încă nu mi-am planificat exact, însă singurul gând pe care l-am ar fi până în Grecia, o tură până la Atena, ceva de genul ăsta plec cad de nebun, oprit pe unde apuci, chestii de genul și văzut diverse plaje de ale lor, diverse chestii care să le poți uh, privi și să le admiri în Grecia. Evident, dacă cineva are vreun traseu sau chestie sau locații, poate să le pună în comentarii că sunt chiar interesat să văd ce anume poți să vezi în Grecia și vom vedea ce și cum. Mai mult ca sigur, voi pleca singur pentru că na, asta este situația, garantat nu voi găsi pe nimeni care să meargă cu mine în uh, perioada în care mi-am stabilit eu cât de cât, nu este fixă, dar ca idee este undeva după 15 uh, septembrie. S-ar putea să fie frig, s-ar putea să fie cald, depinde de situație, dar ca idee cam atunci mi-am propus să plec, să îmi iau vreo două săptămâni concediu și să plec în perioada aia, însă rămâne de văzut. Există șanse să pot să reușesc, 50% șanse și există 50% șanse să nu plec pentru că va interveni altceva. Ca dovadă că anul ăsta am propusesem să plec prin orașe și să filmez cum sunt uh, aranjate străzile, cum, cât de greu este să conduci prin orașele respective și nu am mai reușit să ajung pentru că na, am rămas pieton ce să faci. Asta este. Gata bă, hai, închidem videoclipul, termină cu gargara, îți mulțumesc că ai venit, ai o zi frumoasă și ne vedem data viitoare. si